Soluția propusă de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență nu este agreată de cele peste 180 de familii care locuiesc în blocurile din cartierul Colonia orașului Aninoasa. Oamenii refuză să își părăsească locuințele, iar potrivit declarațiilor făcute de primarul Nicolae Dunca pentru Hunedoara 1, locatarii celor 11 imobile vor trebui să dea declarații pe propria răspundere că nu vor să plece. Ce se va întâmpla cu cei 580 de locuitori depinde de expertiza tehnică ce va fi efectuată în zilele următoare. Da, în general, majoritatea locatarilor nu vor să fie evacuați pentru că ei se gândesc că vor fi evacuați pentru o perioadă de timp și se întorc în aceleași condiții periculoase pe care le-au folosit și până acum. Și în general nu prea vor să fie evacuați, ei cam semnează pe proprie răspundere că își asumă acest risc. E soluția și eu văd soluția să, în regim de urgență, să consolidăm aceste clădiri ca oamenii să poată să stea în siguranță. Mâine va ajunge expertul, că ducem lipsă de experți în județul Hunedoara. Am luat legătura cu un expert din Timișoara, mâine va ajunge în zonă și în funcție de ce spune expertul se va lua o decizie, adică se pot consolida sau trebuie demolate. Deci în funcție de ce spune mâine expertul, noi vom acționa în consecință.